Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Mircea Vălean și urmăriți Mix Actual. Astăzi voi încerca să ofer prin intermediul invitatului meu câteva sfaturi pentru achiziționarea unei locuințe. Alături de mine în studio se află Adrian Munteanu, broker imobiliar. Bună ziua, bine ai revenit la noi. Bine v-am regăsit. Hai să vedem ce trebuie să știe brașovenii și nu numai, în general, atunci când vrem să achiziționăm o locuință, fie că este vorba despre un apartament sau o casă. Cred că sunt niște diferențe între cele două tipuri de achiziție. Așadar, hai să ne îndreptăm prima oară înspre ceea ce are căutare mai mare. Bănuiesc că este zona de apartament. Apartamentele, așa este. Sunt multe situații cu care ne putem confrunta dacă nu deschidem ochii atunci când semnăm un contract. Am văzut tot felul de situații, dezvoltatori mai mult sau mai puțin sinceri în momentul semnării contractelor. Sunt chestiuni pe care cei care reprezintă zona imobiliară și care se întâlnesc cu tot felul de situații le știu foarte bine, motiv pentru care mergem pe mâna ta astăzi. În primul rând, și împărțirea trebuie să facem în apartamente vechi și apartamente noi. Sunt mici diferențe și aici, comparație cu casele. Dacă luăm începutului, cunoaștem zonele. Dacă nu cunoaștem zonele, trebuie să mergem în zonele respective, să vedem ce facilități sunt. Avem mijloace de transport sau nu avem în zonă, avem spital, farmacie, magazine, școală, grădiniță. Locuri de joacă. Locuri de joacă, eventual și un parc, poate, nu știu, avem un cățel și trebuie să-l scoatem destul de des zilnic la plimbare. Să ține cont de aceste lucruri. Apoi, dacă am ajuns... Azi începem cu apartamentele vechi. La un apartament vechi am ajuns în fața imobilului, a blocului. Trebuie să ne uităm la împrejurim, să vedem dacă nu sunt surse de mirosuri neplăcute. Eu știu, un container de gunoi. Dacă este zona bine întreținută, cum mai sunt zone verzi. Pe exterior putem să vedem dacă este sau nu anvelopat acel bloc. Contează foarte mult la economia de energie termică. Și apoi intrăm în scara blocului. Prima impresie, ca de obicei, cea care rămâne. Deci să fim atenți dacă este îngrijit sau nu scara blocului. Vedem primul rând ce fel de vecini avem. E curățenie, nu sunt surse iarăși de mirosuri. Poate să vină dintr-un subsol tehnic care nu este bine întreținut. Și să nu uităm să ne aruncăm ochii și către lista de întreținere, să vedem cam... Care sunt costurile? Care sunt, nu neapărat care sunt costurile, să vedem dacă nu avem restanțieri. Și asta este... Că dacă am găsit un restanțier cu o sumă mare de acum un an de zile, să zicem, s-ar putea să rămânem fără apă, utilități. Fără... Și rămânem alte toți. Utilități, da. După care ajungem în apartament. Inspecție vizuală este importantă la apartamentele vechi. Să vedem ce ne spune și proprietarul. A schimbat sau nu instalația electrică, cea sanitară, s-au făcut schimbări de coloane de apă caldă sau apă rece sau cea de canalizare. S-au făcut modificări sau nu s-au făcut în apartament? Legale sau ilegale? Tocmai aici, dacă s-au făcut modificări și sunt minore, eu știu, o cămară desfințat, aceea nu are o importanță. Sau s-a spart către balcon și s-a creat o zonă tot de locuit și încălzită. S-a mărit suprafața utilă încălzită. Apoi să vedem pe ce parte este orientat apartamentul. E orientat pe sud, avem mai multă căldură, consumul mai mici de energie. Dacă e pe nord, consumul mai mare. Poate vrem să
stăm la răcoare, atunci alegem partea de nord. Nu ne place cea de sud. Asta pe timp de vară, probabil că la noi da. Iarna cel puțin ne dorim să avem locuințele da. Orientate spre sud. Apoi trebuie să ținem cont de partea, să zicem, juridică. Dacă pe apartamentele vechi mai puțin probabil să fie trecute suprafețele, dar și acolo ne putem uita, să vedem dacă nu sunt, actori. De obicei, la prima vizionare, nu. Proprietarii nu dau și un extras de carte funciară, dar e bine să-l vedem, dacă suntem hotărâți pe acel apartament. Asta fi, să spunem, în mare, pe apartamentele vechi. Sunt mult mai multe lucruri de care să ținem cont, dar să spunem, poate cele mai importante ar fi acestea. Putem să solicităm o factură la curent, o factură la energie termică, dacă există sistem centralizat, sau chiar o factură la gaz? Da, legat de sistemul, dacă să ne uităm dacă nu cumva mai sunt încă vecini care sunt pe sistemul centralizat, cât sunt pe centrală termică proprie și cât pe sistemul centralizat. Dacă apartamentul este sau nu pe sistem centralizat, atunci cum s-ar putea să nu aibă nici separare de gaz. Trebuie să luăm în calcul și aceste minusuri care se transpun într-un preț de cost de achiziție mai mic, dar trebuie să ne gândim ce facem în timpul respectiv până când ne mutăm acolo. Dacă avem un timp mai lung de până ne muta, este tip să facă și aceste branșare la gaz, montane centrale și celelalte. La apartamentele noi se schimbă puțin situația. Acolo să ne uităm pe partea juridică, începând cu un certificat de urbanism, se cere dezvoltatorului certificatul de urbanism, autorizația de construcție, dacă blocul este terminat, procesul verbal de recepție a lucrărilor, cartea imobilului. Și acolo, dacă nu ne descurcăm noi, putem lua o persoană autorizată, un inginer constructor, poate un arhitect sau un zecinte de șantier, care poate să se uite, să citească exact, să vadă în cartea tehnică a imobilului cum a fost construit, dacă s-au respectat exact materialele care au fost trecute în autorizația de construcție. Și dacă toate actele sunt în regulă, la fel, inspecția apartamentului. Atunci când el există, pentru că când sunt, el și, există. Sunt și cumpărători deci, care multe achiziționează ori... un apartament, chiar dacă blocul nu este finalizat sau poate nici măcar început, din faza de proiect. Atunci trebuie să vedem actele, dacă le are sau nu le are. Acelea sunt cele mai relevante. Cu certificatul de urbanism și trebuie să aibă și un extras de carte funciară al terenului, pentru că acea clădire nu este încă edificată. Atunci putem să vedem dacă tot actele sunt în regulă, dacă s-a respectat, dacă s-a deja ridicat, s-a respectat regimul de înălțime. Are pe plus 5 și el are 7 nivele deja. Da. Am mai făcut ceva în plus. Și la inspecția interioară, la fel, partea de finisaje, s-a respectat condițiile, să nu ne trezim că avem un perete despărțitor cu vecinul, este din gips carton și nu din cărămidă, cum apărea în proiect, să spunem. Ca auzim, fel, riscăm să discutăm cu vecinul prin da, perete. Da, unde ne împrietenim cu el, mai repede. Deci cam astea ar fi pe... mare pe apartamente. Dar nu aș trece așa ușor peste faza de achiziție a unor locuințe din faza de proiect, pentru că aici trebuie să avem grijă puțin și de la cine cumpărăm, cine este dezvoltatorul din punctul meu de vedere, pentru că am avut multe situații, am auzit despre multe situații în care clientul a dat banii, avansul sau cum s-a înțeles cu dezvoltatorul, iar ulterior a așteptat mult și bine finalizarea locuinței, s-a întârziat cu lucrările sau uneori chiar nu au mai fost finalizate niciodată. Dar trebuie ținut cont, trebuie făcut un istoric al dezvoltatorului. Găsim informația
pe internet, nu este o problemă, un istoric, ce proiecte a mai avut, dacă a întâmpinat, știu, ceva dificultăți. Cunosc situații în care au fost dificultăți în ceea ce privește ridicarea acelui imobil, însă s-a datorat unor, să zic, lucruri mărunte, de care nu s-a ținut cont. O greșeală a, să zicem, a proiectantului, a arhitectului. Sau n-a făcut studiul GO bine făcut și a trebuit să, sau a trebuit să o conductă, ce puțin zona tractorului a fost cazul de genul acesta. O conductă de care nu știa nimeni, s-a luat avizele și a trebuit să fie deviată. A însemnat conductă de canalizare. A însemnat o întârziere de mai bine de o jumătate de an. Dar astea sunt inerente. Da, am mai văzut situații în care blocul a fost finalizat, însă partea de utilități, cel puțin zona de apă canal, lipsea cu desăvârșire sau partea de curent electric și așa mai departe. Da, la noi în Brașov sunt, să zic, mai puține situații de genul acesta, însă, știu, la nivelul Bucureștiului sunt foarte, foarte multe, numai din ce citim, ne îngrozim. Că sunt mult, mult mai multe. Trebuie să deschidem ochii. Să deschidem ochii chiar și să apelăm la o persoană autorizată sau, cel mai bine, chiar și în cazul dezvoltatorilor, să apelăm la un consultant imobiliar. Aici vreau să ajung cu discuția, pentru care, că altfel ce rost ar mai avea meseria ta? Sunt care niște specialiști? Care cunoaște zona... Și dacă nu cunoaște zona, cunoaște istoricul zonei, poate să dea informații, poate să dea sfaturi. Și în plus, un broker imobiliar știe să citească niște documente referitoare la un imobil, știe să identifice eventualele probleme, fie în zona asta de hârtii, de acte, de documente, fie în teren, acolo unde știe la ce să se uite. Da. Brokerul imobiliar te scutește de timp pierdut, pentru că tu cauți, găsești pe internet, nu-i problemă. Dar te mai scutește de bani pierduți, pentru că îți deschide ochii, și te scutește de drumurile acelea, poate inutile, după încă un act, încă un act, ca să poți să încheie acel contract de vânzare-cumpărare. Totul este făcut de către brokerul imobiliar. Da, contra unui comision, dar e firesc. Orice serviciu pe numai asta trebuie plătit. Este o muncă, exact, care trebuie plătită, dar care te scutește pe tine de timp, așa cum spuneai, de alte cheltuieli sau de anumite probleme în viitor, dacă nu deschizi bine ochii și achiziționezi un imobil cu probleme. Ideal este să apelezi la un broker imobiliar care să se ocupe de absolut tot. De la a-ți găsi proprietățile de care ai nevoie până a le viziona înainte, pentru că știe ceea ce îți dorești tu, le vizionează și spune, vede, asta e bună, asta nu, pe asta o vedem, pe asta nu o vedem, îți face și o triere. Eu lucrez pe sistemul acesta când reprezint o singură parte, indiferent că e cumpărător sau vânzător. Dacă e cumpărător, am încheiat un contract între noi, eu îi trimit absolut tot ce e în piață și de acolo începem să facem trierea. Când potențialul cumpărător are timp să ducă să se plimbe prin toate cartierele, atunci o face singur. Dar special cei care au timpul limitat, au un business sau nu sunt din Brașov, apelează la astfel de servicii. Și se programează pentru anumite zi, anumite proprietăți și acolo la fel, contra unei comision. Pe partea cealaltă, pe proprietarii, la fel se procedează, reprezintă o singură parte, sunt plătit, n-am menționat acest fapt și este important, sunt plătit de singură parte. Dacă mă plătește cumpărătorul, reprezint numai interesele lui, dacă mă plătește vânzătorul, la fel numai interesele lui. Sunt și broker care fac sau profită de ambele părți implicate? E foarte complicat. Am făcut o mică... E un conflict de interese acolo cumva. Da, e un conflict de interese, pentru un avocat, de exemplu, nu poate să reprezinte ambele părți într-un proces. Categoric. N-are cum. Și atunci am făcut o mică perioadă de timp și intermedierea clasică și e foarte complicat să împaci pe toți la urmă. Însă, pentru un cumpărător, când vine la proprietate care o reprezint eu,
sau și colegii mei care lucrează în același sistem, știu că acea proprietate este bine verificată și din punct de vedere constructiv, și din punct de vedere juridic. Altfel, dacă nu reușesc eu să le citesc, merg la un notar, apelez la un avocat, am persoane cu care colaborez, știu ce trebuie făcut ca să intrăm în legalitate, apelez la un topometrist, știu în cât timp se va putea face și chiar dacă sunt mici probleme de rezolvat, știu, în termen de, nu știu, 2 luni, se rezolvă și e foarte bine. Asta în special la apartamentele în casă, în centru istoric, acum vorbim, în care sunt foarte, foarte multe lucruri de rezolvat până la vânzarea acestuia în condiții normale și să vizi exact ce ai fizic, pentru că una este în extrasul de carte funcțională și alta este în realitate. Și la fel și la case. Da, și intră cu dispoziția pe zona de case, de achiziții, da, de locuințe la casă. Mulți dintre noi ne dorim acest lucru. Este un alt grad de confort, dar și probabil mai costisitor ca și achiziție și ca și întreținere. Și aici la fel să vorbim de cele două segmente. Case deja construite, case vechi, și casele de la cartierele rezidențiale, de la dezvoltatorii. Dacă vorbim de dezvoltator, la fel trebuie să luăm ca și la apartamente. Un istoric al dezvoltatorului, să vedem ce a mai construit, unde a mai construit. Dacă este un proiect mai mare de case, discutăm cu vecinii care deja au achiziționat, dacă au întâmpinat probleme, sunt mulțumiți sau nu de ce au achiziționat. Vedem pe diferite etape de construcție casele, luăm o persoană avizată și să-și dea, să vadă dacă într-adevăr să respecte sau nu condițiile. La fel de să vedem certificatul de urbanism, autorizația de construcție sau dacă se obține pentru acea proprietate, că se mai lucrează și pe sistemul celălalt, se obține autorizația de construcție după ce s-a... Exact. S-a e normal așa? Nu este normal, dar depinde acum și de dezvoltator. Dacă noi avem încredere, că până la urmă e încredere între două părți, dacă avem încredere, putem să facem și lucrul acesta. Există riscul să nu se obțină autorizația ulterior? Pe un ansamblu, un proiect mai mare, nu. N-ar trebui să existe. Pentru că se știe la început, s-au făcut parcele de teren, se știe că se va construi pe fiecare parcelă în parte și nu niciun n-ar trebui dezvoltator n-ar fi nebun să investească și să se apuce de construit, da, pentru conștient că s-ar putea să fie demolate casele. De cele mai multe ori trebuie să aibă și bani proprii dezvoltatorul. Intervine aici, pentru că întâlnești de partea cumpărătorilor aspectul acesta, că lucrează, construiește cu banii mei. Da, este și acesta. Trebuie, pentru că dacă tu îți dorești anumite finisaje, sau, știu, vrea să aibă și un garaj și acea casă, trebuie să-i dai. Poate cineva, nimeni nu-și dorește garaj în acel proiect, să spunem, că ai locul de parcare. Atunci, el va trebui să vândă acea casă cu garaj altcuiva, sau cu acele finisaje. Este încălzire cu radiatoare și vrei încălzire în pardoseală. Da, aici sunt de acord. Însă sunt și dezvoltatori care pleacă la drum cu acest plan. Iau o parte de la sau, mă rog, mare parte de la client, mai pun și eu ceva și mă apuc de treabă. Pe parcurs mai încasez o tranșă de la client, mai fac o etapă a lucrărilor și așa mai departe. Acolo cred că lucrurile sunt mai riscante. S-ar putea să existe un blocaj undeva pe drum. E posibil, dar pe de altă parte, nu că le-aș lua apărarea neapărat dezvoltatorilor, dar trebuie să existe un echilibru între cele două părți. Clasic, dacă, cum ar fi? Pentru că probabil că sunt pe etape. Anumite, exact. Și dacă, care sunt etapele de plată? Și dacă fac un construiesc singur o casă, angajez o firmă, sau dacă nu fac în regie proprie, angajez totuși și o echipă de muncitori pe care îi plătesc, nu plătesc la început toată valoarea acelei proprii. Etapizat. Pe astfel, în promisiunea de vânzare-cumpărare se stabilește un anumit, când e casă la roșu, trebuie să fie plătită o anumită sumă.
este de la gri încă o parte din, din suma finală. Este la alb sau e gata, finisată și la cheie și cu utilități cu tot, se plătește restul de plată. De, n-ar trebui să fie. Dacă ai simțit că apare o problemă, în momentul acela, notificare scrisă și ori trebuie spate de cel dezvoltator, ori se găsește soluția amiabilă de rigoare ca să se meargă mai departe. Spui că în Brașov lucrurile stau destul de bine, nu sunt atât de multe situații în care oamenii și-au luat pe românește țeapă încercând să achiziționeze o locuință de la dezvoltatori. Comparativ cu Bucureștiul. Deci nu sunt atât de multe situații de genul acesta. Bucureștiul este mult mai mare. Normal că dacă la Brașov poate trebui să apară o situație ca și 5 în București, ca și grad de comparație. La fel pentru o casă, e bine să mergem să o vedem după ce, dacă este construită, după ce a plouat. Interesant. Pentru că imediat după ploaie putem vedea în zona de pod dacă e bine etanșat. Casele vechi n-au un sistem de protecție, doar căpriorii și țigla și atât. Vedem cât e bine etanșat. Dacă după câteva zile vedem dacă avem un subsol, dacă e sau nu inundat sau umed. Sau unde nu este subsol, cum putem să ne asigurăm că există o bună izolație, că fundația a fost executată corect? Aici există niște riscuri. Se poate face foarte bine să se ia un șantion din din fundație, din cărămidă, cu acceptul proprietarului, se poate face lucrul acesta. Am avut cazuri în care s-a dorit, a venit. Da, sunt zone unde se construiește, iar pânza freatică este destul de sus și acolo riscul de umiditate este unul ridicat. Și atunci trebuie să ne luăm toate mijloacele de precauție. Da, la fel, deci să cunoaștem zona. Pornim la cei ca și la apartamente. Vedem zona. Dacă zona este cu risc destul de ridicat de umiditate sau pânza freatică foarte sus, trebuie să ținem cont. Să vedem la fel casa tehnică a imobilului, acolo putem și dacă nu credem ce ne spune proprietarul, putem să facem o verificare, se poate. Foarte multe cartiere de case se construiesc acum pe la marginea unor localități, la periferii, acolo unde mai există teren disponibil. Din nou, zona de utilități este foarte importantă, pentru că de multe ori nu există trasă rețeaua de apă canal până la locul respectiv, gaz, metan, partea de curent mai este prezentă, dar în rest s-ar putea să avem alte opțiuni. O încălzire pe electricitate, o fosă septică în loc de rețea de canalizare și așa mai departe. Sunt avantaje și dezavantaje. Da, nu e de... O fosă septică, dacă este de capacitate mare, dar să știm capacitatea, nu trebuie golită decât la câțiva ani. Nu are niciun dezavantaj. Încă și dacă este sistemul centralizat de canalizare, plătim în fiecare lună o taxă către categoric furnizorul de apă și prestatorul de servicii de apă și canalizare. Deci s-ar putea să fie mai economicos să avem o fosă septică pe care o golim la 2-3-4 ani. La fel, celelalte tehnologiile au avansat. O încălzire cu pompă termică poate să fie mai nevoie de gaz. Dar este, dar e în timp este mult mai avantajoasă. Acum cum vedem prețurile gazului și al curentului, de curent oricum avem nevoie. Categoric. Deci acolo avem varianta cu panouri. Cu panouri, dar și acolo e o investiție serioasă pe care serioasă, o recuperăm destul de greu în timp. Dar merite. Sistemele alternative de producere energie în primul rând să fie luate în calcul. Sunt mai prietenoase cu mediul. Da, am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Așa de repede. Așa de repede. Iată că a zburat foarte, foarte iute timpul.
Dar promit telespectatorilor că vom mai veni cu astfel de emisiuni, spun eu, informative, educative, pentru că mai ales în această vâltoare a imobiliarilor vedem că se vinde, se cumpără foarte mult, inclusiv în această perioadă. E bine să știm cât mai multe detalii atunci când facem o tranzacție. Bineînțeles. Mulțumesc mult, Adrian Munteanu. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Sunt Mircea Volean, până data viitoare să aveți parte numai de bine. La revedere!